mai prințesa mai apă și scuze pentru lumina asta proastă. Da. Și bună și astăzi nu trebuie să fac micuța noastră. În legătură cu surpriza. Știți voi surpriza de care v-am spus când facem 20 de amănați. Să vă spun sincer, o să am o surpriză pentru voi. Dar alta fază e că eu sâmbătă sau când nu știu când am postat videoclipul ăla, nu aveam nicio idee ce să pun și am pus asta cu surpriză și am zis că na, până fac eu 20 de amănăți, aveam câți aveam, 15-16, până fac eu 20 de amănăți, mai mult, că greu să abonează la mine. Și apoi, când mă uit, duminică dimineață, nu, azi dimineață, 19 abonați, am zis, aie capul și de zilele mele ce fac. Ei, mă duc la școală și mă întreb niște prieteni, ce-ți puteți să fac? E, am rezolvat-o, știu acum ce să fac. Problema e, și am zis, Doamne ferește, dar eu ajunge acasă și mă uit așa, am 20, ce fac? E, și fix asta s-a întâmplat. Ajung acasă, mă uit, 20, aolea. Mai, hai să continui. Deci, surpriza va apărea sâmbătă sau vineri sau duminica asta, pentru că eu nu prea am timp, de-abia m-am apucat să fac videoclipul ăsta, pentru că n-am timp deloc. Și la școală și na, mă rog, n-am timp. Și cred că doar vineri. Poate și nici pe săptămâni, că nu ne dă foarte multe teme. În plus, joi o să dau test la matematică și na. Mă doare capul. Mă doare căpățâna. Nu știi ce grea e matematica. Bine, nu e foarte grea, dar... Nu vreau să vă sperie cei care nu sunt atenți în clasa 5-a. Așa. Da, pentru că sunt clasa 5-a. Și e... Păi așa mare. Bun. Ce voiam să zic? A, da. Să nu vă așteptați la o surpriză foarte măreață. Băi, nu mai tăți cârtinia aia pe acolo. Să nu vă așteptați la o surpriză mare, adică să aduc un pony de 5 metri sau ceva de genul. Nu o să fie ceva mare. Prima dată am vrut să fac un curs, a doua oară am vrut să fac un serial cu numele voastre, dar că ieri am văzut o fată care a făcut ce vreau să fac și eu și s-au certat de titori capul, deci mă durea capul pe mâine. Și era să anuleze serialul, dacă nu ziceam eu ceva pe unii. Dar nu cred că doar de aia, na. Și am zis că nu mai fac. Și acum mi-a venit în cap surpriza și așteptați până vineri. Și azi e luni și... Vă țin suspans. Dar nu o să cred că o să știți. N-are cum să o are. Da, vreau să văd în comentarii părerea voastră ce poate fi. Deci, în comentarii, să văd părerea. Da? Acolo. În comentarii, părerea voastră. Ce surpriză credeți că aduc eu? Adică aduc, o să fac eu. Hm? Să văd. Bun. Așa. Băi, nu mai scârțui aia. Scuze, câinele meu mă bate la cap. Bun, deci da. Pupici! Stați un pic, iară să-mi dați la cărți. Dar ce vreau iau eu cu cărțile? Pare că doar la cărți, bă. Așa. Deci, pupici! Pa! Ne vedem vineri sau poate mai devreme.